Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Bine ați venit la Iași, spun asta cu privirea, pentru că nu sperăm, ați fost pe recepție cu transmisia noastră în direct de la Botoșani. Îi mulțumesc domnului Cristi, Oana și echipa noastră de colaboratori de la subredacția din Botoșani. A fost a treia zi, că cineva a zis că noi dăm în reluare și prima și a doua și a treia aceeași emisiune Revelion de la Botoșani. Nu, a fost în direct. Mulțumim colegilor noștri de acolo, mulțumim Consiliul Județean domnului Ciurcanu pentru că am înțeles, ne-a permis această transmisie, care eu cred că e o stare de spirit pentru oamenii care sărbătoresc Revelionul oricând. Ce problemă e dacă suntem la sfârșitul lunii ianuarie? Probabil e o tradiție la Botoșani și noi la Iași am realizat acest Revelion. Domnul primar Nichita a fost acolo cu, cred că vreo 1000 de participanți. O să-l transmitem și pe acela, cred că ori mâine la 3, ori sâmbătă, spun asta pentru telespectatorii din Iași. Petru Făsilă vă spune cele bune, vă invit la o discuție în direct cu Gabriela Sauciuc, manager la Club Moving din Iași. Domnișoara Gabriela, bine ați venit! Bine v-am regăsit! Vă strâng și mâna că nu v-am văzut anul acesta. Și la mulți ani, să aveți un an nou minunat! La mulți ani și dumneavoastră! Am fost aseară la club, deși afară e frig de minus 15, minus 16, era multă lume și m-am simțit onorat, așa că eram acolo printre atâția clienții ai barului, ai clubului dumneavoastră. Mă bucur tare mult că veniți în continuare și că vă simțiți bine și chiar dacă vremea e destul de aspră, să spunem, cu noi. Club Moving cred că este locul potrivit în care să vă încălziți și mai ales să facem un pic de mișcare, pentru că chiar dacă ninge, asta nu înseamnă că trebuie să ne baricadăm în casă și să am prieteni care au plecat la schi de iarnă. Deci, iată că da, e o alternativă, e o alternativă, bineînțeles, și important e să facem mișcare, indiferent de natura acesteia. Fie că mergem la schi, fie că ne dăm cu Sania, fie că mergem la Club Moving, e o formă de mișcare, ceea ce este foarte bine. Da, e o formă de mișcare, trebuie să spunem telespectatorilor noștri din Moldova că avem 10 vouchere pe care dumneavoastră le oferiți cadou pentru cei care ne sună la această emisiune la un ceai cu Petru Făsilă. 10 vouchere pentru o zi, o să facem extragerea la finalul emisiunii noastre. Am să rog pe Fabian să afișeze numele de telefon unde puteți suna, 0232 229913, și un alt număr mobil pentru SMS, în așa fel încât cât mai mult dintre dumneavoastră se poate participa la concurs. Dacă e cineva care vrea în direct cu noi, îl așteptăm cu plăcere. Eu cred că fiind la începutul anului, am putea vorbi despre oferte și despre ceea ce gândiți ca strategie pentru anul 2014, Club Moving din Iași. Acum și avem aproape 3 ani de Club Moving, de când s-a deschis Club Moving la Iași. Țin să reamintesc că noi suntem la nivel național, avem 2 cluburi în București, unul în Otopeni și unul pe Barbu Văcărescu. Mai avem un club la Ploiești care s-a deschis acum de curând în august, septembrie respectiv. În august am deschis pe cel de pe Barbu Văcărescu din București și în octombrie, la începutul octombrie, l-am deschis pe cel din Ploiești. Și bineînțeles, mai există locația din Cluj. Suntem într-o continuă extindere, deci sperăm în curând pentru cei din zona Moldovei să avem vești bune și legate de celelalte orașe, Suceava, Bacău, Piatra Neamț și așa mai departe. Pentru 2014, bineînțeles, ne propunem o extindere a spațiului, să mai ridicăm un nivel, suntem în discuții și sperăm să se realizeze cât mai curând. Ceea ce privește aparatura, noi am extins zona de fitness, cred că ați văzut jos, am adus ultima gamă lansată de un brand foarte cunoscut și foarte bun în domeniu, pentru că exista o cerere, în special pentru zona de fitness. Și bineînțeles, tot ce înseamnă programe noi pentru aerobic și așa mai departe, să menținem în continuare condițiile extraordinare de care v-am obișnuit, în ceea ce privește curățenia,
apa de la piscină, care, după cum bine știți, este tratată cu foarte mare grijă, cu autorizație de la Direcția Sanitară. Încercăm, și nu doar că încercăm, și reușim, și asta o spun cu certitudine, să menținem standardele ridicate cu care v-am obișnuit și să vă răsfățăm din plin, astfel încât să simțiți necesitatea sportului în viața dumneavoastră și efectele benefice pe care acestea le au. Am să rog regia, noi nu oferim doar un voucher, ci 10 vouchere pentru oferim 10 premii. 10 vouchere de o zi, accesul este de tip all inclusive pentru cei care poate nu au văzut nicio emisiune legată de Club Moving până acum. Poate găsiți și imagini, Fabian. Prezența este constantă, dar mi-ar face plăcere să arătăm și niște imagini. Dacă nu puteți accesa dumneavoastră, dar fiindcă acum internetul este la îndemâna oricui, www.clubmoving.ro, acolo puteți vedea absolut toate cluburile noastre din țară, puteți vedea și programele pe care noi le oferim în ceea ce privește zona de aerobic și, bineînțeles, absolut toate facilitățile. Oricum le voi menționa și eu acum, noi oferim în primul rând prosoapele, ceea ce vă scutește pe dumneavoastră de un mare deranj dacă, de exemplu, aveți timp o oră să fugiți de la birou sau din activitatea dumneavoastră zilnic, indiferent care ar fi aceasta. Zona cardio, zona de sală de forță, sală de fitness, sală de cycling, sală de aerobic cu peste 24 de activități, piscină, saună umedă, saună uscată. Și bineînțeles avem și o zonă pentru copii, o zonă de kids, cum o denumim noi. Dacă aveți copii și nu aveți cu cine să-i lăsați, lăsați-i în grijă noastră. Noi avem și o fată care are grijă de ei, seara în special. Serviciile sunt de tip all-inclusiv, deci nu aveți limită de spațiu. În ziua respectivă puteți veni de câte ori doriți și să vă bucurați de facilitățile pe care noi le oferim. Cum se cheamă zona aceea cu bicicliștii? Care e... Zona de cycling sau de spinning. Se diferă de la o persoană alta. Foarte multă lume o denumește zona de spinning, noi o denumim zona de cycling. Sunt biciclete statice, sunt ore programate cu instructor și se lucrează la... Mă rog, diferite intensități. Am văzut, depinde de anumite categorii de mușchi, de la abdomen, bineînțeles, în special musculatura picioarelor. Foarte interesant. Deci cum ninge afară și nu putem ieși cu bicicleta, practic, e o alternativă foarte bună pentru pasionații de ciclism. Ne antrenăm pentru spectacol, pardon, pentru deplasarea de la primăvară. Da, exact. Deci domnul primar are acolo, undeva la stadion, cel puțin în toamnă am văzut biciclete de închiriat. Cine avea stare de spirit să meargă până la castel și înapoi pe pista de biciclete special amenajată. Ei, până la primăvară e bine să vină aici. Primăvara, vara, inclusiv toamna, o anumită parte din toamnă e chiar foarte plăcut. În schimb, acum, dat fiind zăpada de afară, cred că singura variantă este varianta de bicicletă statică, pe care o puteți găsi, bineînțeles, la noi. Da, eu cred că dacă avem și imagini, am putea să mai comentăm și alte aspecte. Da, m-ați întrebat de planul pentru 2014, în afară de extinderea respectivă. Bineînțeles, venim constant cu oferte pentru clienții noștri și respectiv pentru potențialii noștri clienți. Foarte mult timp s-a vehiculat strict ideea de abonamente de un an. Am precizat și ultima dată când am fost la Actualitatea Ieșeană, când am discutat cu Ana, că aș dori un pic să fac niște precizări legate de acest subiect. Noi nu vindem doar abonamente de un an, pentru că foarte multă lume s-a speriat de ideea de un abonament de un an. Având ca și obiecție, eu nu știu ce am să fac peste 2-3 luni, de unde știu eu că voi putea veni un an. Deși, sincer să fiu, asta vă motivează foarte clar să veniți constant și să transformați sportul într-un mod de viață. Noi avem abonamente de o zi, avem abonamente de o săptămână, avem abonamente de o lună, de două luni, de trei, de cinci, de șase, maximul fiind de un an. Deci nu vă speriați, abonamentele nu sunt doar de un an. În funcție de cât doriți dumneavoastră, dacă vreți doar o intrare, avem doar o intrare, dacă veți o săptămână, noi vă putem da doar o săptămână. Bineînțeles, financiar vorbind, dat fiind că abonamentul este de 12 luni, este oferta cea mai avantajoasă ca și preț. Și ce aș dori să mai precizez legat de aceste prețuri este că noi avem deja niște imagini. Și imagini. Dacă s-ar putea un pic mai ușor să le derulăm ca să putem vedea. Deci sunt 1600 de metri pătrați. Acum aveți diferite imagini de la
orele de aerobic și nu numai. Avem și varianta de carduri de intrări, carduri de intrări de 8 intrări și de 12 intrări, pe care dumneavoastră le puteți achiziționa de la recepția Club Moving. Voi da și niște prețuri cu permisiunea dumneavoastră. De exemplu, un card de 8 intrări costă 49 de euro. Împărțiți dumneavoastră 49 de euro la 8 intrări și puteți vedea că este chiar foarte, foarte convenabil, dat fiind că vă oferim și prosoapele și, bineînțeles, aveți acces la absolut, la absolut tot. Și cardul de 12 intrări, care costă 69 de euro. Cardurile acestea de intrări, practic, noastră alegeți când doriți să accesați serviciile noastre. De 2 ori pe săptămână, de 3 ori pe săptămână, dumneavoastră consumați în timpul în care considerați dumneavoastră și în funcție de timpul pe care, bineînțeles, să-l aveți la dispoziție. Da, e important să faci aceste precizări, cu atât mai mult cu cât vorbim despre un club numărul 1 în Franța și în România, la Iași, la București, acum știu că ați mai dezvoltat. Sau la Ploiești, la Cluj, noi suntem o franciză, Club Moving provine din Franța, este numărul 1 în Franța, numărul 5 în Europa. La nivel de România, noi am deschis primul club în 2010, 2011, 2012 și suntem într-o continuă extindere. Bineînțeles, sunt standarde internaționale pe care noi le reușim să le păstrăm cu brio și sunt servicii de calitate care ce obțin în momentul de față, din punctul meu de vedere, nu pot fi comparate cu absolut nimic. Și este un lucru foarte bun care se întâmplă pentru Iași, pentru că deși Iașul a fost denumit oraș al sporturilor, al sportului și așa mai departe, ca și mentalitate, cu permisiunea dumneavoastră, fără să supăr pe cineva, foarte multă lume consideră că mergem la o sală de sport doar atunci când avem un surplus de greutate. Mie mi-ar place foarte tare să schimbăm această mentalitate și să reușim să imprimăm cât mai mult această idee de mișcare ca și formă de viață. Dacă este ideal și ar trebui fiecare dintre noi cel puțin de 3 ori pe săptămână să mergem la sală și, bineînțeles, să facem ceea ce ne place mai mult, pentru că, de exemplu, eu ca și fată poate nu prefer fitness-uri, dar pot încerca o oră de aerobic, pot merge pe bandă, orice formă de mișcare este ideală și o recomand fiecare măcar de 3 ori pe săptămână și este ideal să prevenim surplusul de greutate care, de exemplu, cum a fost acum de sărbători, când se știe cu toții facem excese culinare, dacă în timpul anului avem un stil de viață sănătos și facem mișcare, consider că nu e nimic grav în a face excese la Paști sau la Crăciun. Și atunci surplusul de greutate nu o să mai fie atât de mare și de preferat să îl prevenim, să-l evităm. Imaginile sunt generoase și, mă rog, concludente, ca să spunem așa. Aici imaginea de la recepție, acolo la intrare. Știți că am remarcat faptul că fetele dumneavoastră știu să primească clienții cu zâmbetul pe buze, sunt și frumoase pe deasupra și contează foarte mult și acest contact cu, inclusiv cu profesorii de la sport, de la sală, de la masaj. Doamna de acolo o apreciez foarte mult și am văzut că toată lumea o respectă și o salută. Deci foarte mult contează ca omul, fiecare om la locul lui de muncă să sfințească locul, să spunem așa. Din punctul meu de vedere, omul sfințește în primul rând locul, plecând de la oamenii care fac curățenie zilnic acolo și care se străduie și, bineînțeles, cu sprijinul nostru și al clienților, care respectă regulile de igienă și regulile interne ale clubului și în special personalul de la recepție, pentru că, până la urmă, clienții noștri vin acolo la relaxare și atunci, plecând de la recepție, care este, practic, frontdesk-ul este prima este prima interacțiune pe care îl avem da, cu clubul, până la antrenorii care sunt în sală și care, bineînțeles, trebuie să aibă grijă și să se comporte ca atare, pentru că oamenii vin acolo la relaxare și să se simtă bine și, în plus, nu avem de ce să fim timorați sau supărați sau triști, pentru că viața, până la urmă, este frumoasă. Da, noi nu prea am fost învățați cu luxul, ca să spunem așa, chiar dacă piscina aceasta exista și înainte de 89, dar
Acum e evident și calitatea și așezarea, să spunem, pe o formă modernă de dialog și de tratament până la urmă sau de prevenire, așa cum spuneați. Și asta e important că se întâmplă la noi la Iași. Da, investiția fiind franceză și fiind în jurul sumei de 1 milion de euro, dat fiind că, cred că știți foarte bine, în special dumneavoastră, deși și eu mi-aduc aminte de când eram mai mică și mergeam acolo, locul era învechit și în momentul în care a fost preluat și renovat, s-a luat efectiv de la zero, adică pe românește s-a dat inclusiv cimentul jos de pe pereți, aparatura este de ultimă generație, piscina, ce e drept, comparativ cu ce a fost înainte, este un pic mai mică ca și dimensiune, are ca și lungime 16 metri, ca și lățime 10 metri, iar ca și adâncime de la 1,30 m la 1,70 m. Ce peste 1,70 m, asta înseamnă salvamar și oricum este suficientă ca și adâncime pentru cei care vor să înnoate și este ideală și pentru copii, bineînțeles. Noi avem și lecții de înnot pentru copii, dacă tot am ajuns la acest subiect. Și, bineînțeles, acordăm foarte multă atenție apei și a modului în care este tratată apa. Cel puțin față de cum știu eu că era înainte, când mirosea foarte tare a clor. Cu toate că lumea e împotriva acestei modalități de a trata apa, vreau să vă spun că este singura metodă care este sigură, în proporție de 99,99%, vă asigură, în schimb, că nu miroase a clor, cel puțin nu cum miroase altă dată, este foarte vag acel miros, noastră cred că puteți confirma. Curățenie, care este non-stop, inclusiv noaptea, avem curățenie și cred că ați văzut oamenii care mișună. Dar am văzut tot timpul, deci dacă e ceva de rezolvat, imediat, în 5 minute vine din nou și... Dar fiind că piscina Moldova este foarte cunoscută ca și denumire, încă de pe vremea lui Ceaușescu, era și era, toată lumea aștepta ca acest loc să fie preluat la un moment dat de cineva și renovat și, bineînțeles, să ofere servicii de înaltă calitate și condiții... Da, cât mai moderne, cât mai moderne și cât mai plăcute. Da, și plăcute și cu utilitatea pe care o are acum un astfel de club în toată lumea. Și de menționat că este primul club din Iași care a oferit și oferă în continuare servicii de tip all-inclusiv, pentru că noi nu încurajăm practicarea unui singur sport. Pentru organism, pentru fiecare om în parte, ca și metodă de mișcare, nu este recomandat să facem un singur exercițiu, pentru că e ca și cum am mâncat în fiecare zi același tip de mâncare. Dacă, de exemplu, zilnic mâncăm orez, la un moment dat ajungi să te saturi. E valabil și pentru corpul nostru. Dacă faci același tip de exerciții zilnic, organismul se obișnuiește și la un moment dat nu mai reacționează. De aceea noi promovăm servicii de tip all-inclusiv. Practic aveți libertatea de a merge în orice zonă doriți. Dacă astăzi vreți să faceți aerobic, faceți aerobic. Dacă vreți doar să stați la piscină și să notați și să faceți saună, faceți doar asta. Deci nimeni nu vă limitează la absolut nimic. Și puteți combina exercițiile astfel încât să reușiți să lucrați absolut toate categoriile de mușchi și să nu mai apară probleme de sănătate, știu eu, dat fiind că mai cu toții ducem un stil de viață relativ sedentar, la birou, în scaun, în mașină. Am văzut că antrenorii, cum le spuneți dumneavoastră, sunt pregătiți să facă și gimnastică, fie în apă, fie, adică sunt niște exerciții moderne de dans, de aerobic, de lucru care este foarte interesant și foarte la modă, ca să spunem. Încercăm permanent să ținem pasul cu absolut toate noutățile din domeniu și, bineînțeles, să le introducem în ceea ce privește activitățile clubului. Da, în ceea ce privește aerobicul, sunt peste 24 de activități, de la clasicele Pilates, Tai Bo, până la ultimile revelații în domeniul respectiv, Zumba, Port de Bra, care este un soi de balet combinat cu mișcări de aerobic, Fitball, Boxing,
mix dance în care se învață diferite stiluri de dans la care pot participa și copiii. Avem un telefon. E o surpriză, sper plăcută pentru dumneavoastră. Alo? Alo? Bună ziua, să trăiți! Bună ziua, vă felicit pentru emisiune. Domn profesor Târcoveanu, cu stimă. Și eu și eu sunt un beneficiar al clubului Moving și aș vrea să mulțumesc managerului pentru condițiile excelente și aș vrea să subliniez 10 puncte tare ale acestui club. În primul rând, locația. Este ultracentrală. În al doilea rând, facilitățile pe care le oferă studenților. Și asta este un lucru extraordinar. Vreau să vă spun că un sfert din studenții de la medicină, la de limbă franceză, eu îi întâlnesc și mă bucur să-i văd la club, la Moving Club, decât într-un bar unde este tutun, unde este alcool, unde este o muzică care îți strică urechea internă. Corect. Spațiul este agreabil și este suficient și este foarte bine gândit, în sensul că fiecare își găsește acolo o parte din ceea ce dorește. Dotarea este excepțională, de, pot să spun că de ultimă generație, și eu chiar le-am propus la cei de la anatomie, mai ales în sala aceea de forță, să vină cu studenții din anul întâi să le explice ce acțiune are fiecare mușchi. Fiindcă este, și să-l pună să facă 50-100 de mișcări și o să țină minte toată viața care este acțiunea fiecărui mușchi a corpului omenesc. Un alt punct tare este curățenia. Puțin știu că într-un mediu umed curățenia este foarte greu de întreținut. Și pe o perioadă, vă închipuiți dumneavoastră, la ora 6 dimineața până seara la ora 11. Da. Este un personal de ținută și personalul demonstrează acțiunea sportului asupra sănătății. Adică tot personalul este ca și cum ar beneficia de, adică este suplu, este isteț. Asta spunem și eu, că fetele sunt frumoase, băieții sunt da. Eu ca specialist vă pot spune că au niște circuite exemplare din punct de vedere al pentru că o suprafață umedă expune la accidente. Ei, partea cu piscină este complet izolată și ați văzut că are două rânduri de scări. Una care nu este umedă și te duci spre partea cu aparate și una care te duci numai la piscină. Și, și ați văzut că de fiecare dată se spune că este interzis să nu să mergi cu piciorul gol. Pentru că piciorul gol expune la lunecări și eu aproape un an de zile merg acolo, n-am văzut niciun accident. Am văzut un domn mai musculos făcând o mișcare mai... O e întors, nu s-a cuse chiar aici. A făcut o luxație scaproumerală în piscină, dar din mișcarea lui. Da? Vreau să vă spun că în câteva minute tot personalul a fost lângă el, iar în 7 minute salvarea a fost la poartă. Mulțumim tare mult pentru ajutor. Am înțeles că ați participat și dumneavoastră și țin să vă salut și să vă spun că suntem onorați că faceți parte din membrii clubului meu. Eu vă mulțumesc și atmosfera este foarte frumoasă. Este o atmosferă europeană. Ați văzut o muzică în surdină, nu te agresează. Programul este adecvat, adică fiecare persoană se poate înscrie în programul respectiv. Adică este pentru toată lumea și ați văzut că pentru un program care este mai așa, este aproape la jumătate din preț. Și este un lucru care oferă pentru toată lumea acces la un mijloc de a întreține sănătatea care este. Este o promovare discretă a sănătății. Nu este agresivă și asta este de lăudat. În privința piscinii, este foarte bine. Eu am văzut piscina la Gura Humorului, da? Este o piscină una olimpică, e adevărat, mai mare un pic. Dar să știți că este umed peste tot. Cât am stat eu acolo, de 3 ore am fost, de fiecare dată am văzut persoane pe jos, unul cu o fractură, unul cu o întorsă, unul lovit la cap. Da? Deci aici piscina este foarte bine gândită, nu este exact cât să nu se întâmple nimic. Secretul a fost gresia antiderapantă, care a fost special achiziționată pentru zona de piscină, astfel încât chiar dacă e apă în jur, nu există niciun risc de a aluneca și de a cădea. Fantastic este că nu este apă în jur. Adică tot timpul este o doamnă care este și... Asta e meritul personalului de la curățenie, care în permanență are grijă să o adune în canalele perimetrale. Da. Și pentru copii, am văzut câțiva antrenori, mai ales de care antrenează copiii la not,
Da. Au o metodă... Da, e un domn acolo, îl salut mereu că îl domnul cunosc. Florin Savaidu, care este cel mai bun, este cunoscut drept cel mai bun instructor. Cel mai bun instructor. Asta ca să nu se spună că îmi laud angajații, dar chiar atent, am cei mai buni oameni în domeniu. Iar mai este un domn care este la jos, la sala de forță, și acela este un tip care l-am văzut, știi mușchi, știi cum se explice, adică... Absolut tot ce înseamnă personal, este foarte atent selecționat și bineînțeles să-i merg constant la cursuri, astfel încât să nu să fie foarte pregătiți din toate punctele de vedere. Și kinetoterapeuții au și cunoștințe de nutriție, astfel încât pot oricând face un program de nutriție în funcție de ce dorește fiecare. Și bineînțeles în ceea ce privește exercițiile fizice, fie că sunt instructori de not, fie că sunt instructori de aerobic sau chiar personalul de la recepție. Și toți pot oferi curs de prim ajutor, adică au fost și au făcut cursuri de prim ajutor, inclusiv eu, astfel încât, indiferent de ce s-ar putea întâmpla, deși nu ne dorim și am încercat prin toate metodele să evităm accidente nedorite, dar oricum fiecare dintre noi are curs de prim ajutor și poate oferi prim ajutor. Și bineînțeles și prezența dumneavoastră și altor doctori din domeniu care sunt acolo și care oricând sunt dispuși să ajute. Sunt mulți medici, nu i-am mai văzut acolo. Ce este chiar foarte important, deci 10 puncte tare sunt așa, de departe. Vă mulțumim tare, domnul doctor. Eu sunt bucuros că noi în orașul Iași avem un asemenea club și mai ales că se promovează starea de sănătate. Și asta este un lucru îmbucurător. Mă bucur tare mult că ați intervenit, dar fiind că un pic mai devreme chiar spuneam că cred că în medicină se merge foarte mult pe principiul mai bine să prevenim decât să tratăm. Și atunci... Este mult mai ieftin să prevenim. Așa, este mult mai ieftin să prevenim decât să tratăm. Prin urmare, o metodă de a preveni nenumărate boli, în special așa zisa boală secolului respectiv stresul, o metodă de a o combate este mișcarea, care este foarte importantă. Eu am văzut, nu dau nume și personalități ale Iașului care le-am întâlnit acolo și m-am bucurat, fiindcă mă bucur. Este un exemplu. Este un exemplu și... Iar faptul că la studenți le oferiți practic la jumătate de preț este un lucru extraordinar. Înseamnă că tineretul care în general este refractar, dacă îl antrenăm în această direcție, este nemaipomenit pentru sănătatea de mai târziu, de la vârsta 30. Și oricât de aglomerat, să zicem, că acolo n-ai senzația niciodată că este aglomerat. Da, dar fiindcă serviciile sunt de tip all-inclusiv și atunci fiecare poate alege, găsește o alternativă. Da, și peste un sfert de oră, jumătate de oră se eliberează, ori la aparat, ori la piscină, și lumea este, cum se cheamă, este foarte civilizată. Atât personalul, cât și cei care participă acolo și politica asta este foarte bună. Eu vă felicit și sunt încântat. Vă mulțumim din tot sufletul și, repet, suntem onorați să vă avem printre clienții Club Moving și vă așteptăm în continuare cu mare drag. Și vă mulțumim din suflet pentru cuvintele de apreciere. Eu vă mulțumim. Mulțumim, domn profesor, mulțumim, cu respect. La revedere. Da, uite câte puncte tari a observat domnul profesor și spun asta prin calitatea domniei sale de un foarte reputat și foarte apreciat medic. Da. Din UMF-ul nostru de la Iași. Mă bucură să văd că, într-adevăr, avem personalități din toate domeniile, atât din domeniul medical, cât și din, știu eu, judecătorie, procuratură, din absolut toate categoriile și mă bucură pentru că mai departe, bineînțeles, și ei promovează sportul ca și mod de viață, nu neapărat Club Moving ca și firmă, deși clar ne diferențiem detașat față de prin calitatea serviciilor pe care le oferim și prin atenția pe care o acordăm fiecărui client în parte. Și mă bucură foarte tare intervenția domnului Târcoveanu pentru că poate, nu știu eu, părerea mea poate fi considerată nu neapărat obiectivă, ci subiectivă, dar cu atât mai mult cu cât domnul doctor Târcoveanu este un beneficiar, un promotor al sănătății și atunci e o părere mult mai avizată și un sfat mult mai avizat în ceea ce privește
beneficiile sportului asupra sănătății. Stimați telespectatori, avem 10 vouchere, 10 premii pe care domnișoara Gabriela Sauciuc le oferă la final. O să facem și extragerea peste vreo 10 minute maxim, după care la și un sfert avem un invitat din sfera politicului, spun asta despre domnul Gabriel Surdu, președintele Partidului Democrat Liberal din județul Iași. Deci 10 premii avem în această seară, uitați-le, sunt aici la mine, o să le puteți primi de la noi de aici sau chiar de la club de acolo, de la intrare, o să stabilim asta cu invitata mea. Important este să ne sunați în continuare la cele două numere afișate. Am mai avea câteva minute de discuție, vreo 10. Ce aș vrea să vă mai întreb, spuneați de extindere, extinderea ar putea să însemne noi aparate, noi săli de aerobic? Da, extinderea ar însemna încă un nivel, practic, unde să avem o sală de aerobic mult mai mare față de ce avem în momentul de față. După cum bine știți, ca și poziționare, momentan sala de aerobic este la subsol, pentru că așa a permis spațiul, e destul de dificil să găsești un spațiu central și care să-ți permită, mă rog, să organizezi un club astfel încât să ai și spațiu eventual nelimitat. Deci ar fi vorba despre o sală de aerobic în care se încapă în jur de 50 de persoane și o sală de cycling de vreo 45 de biciclete. Bineînțeles, cu lumină naturală, aer curat și, bineînțeles, asta înseamnă și activități noi pe care momentan nu putem să le introducem din cauza spațiului care nu este atât de mare pe cât ne-am dorit noi. De exemplu, Rebound, unde se lucrează cu niște... sunt niște saltele, practic, pe care se sare, da? Și atunci e nevoie de un spațiu foarte înalt și, dat fiindcă ele sunt foarte voluminoase, ocupă și foarte mult spațiu. Și ca să putem organiza o oră la care să participe măcar 25 de persoane, e nevoie de un spațiu destul de mare. Și această extindere, bineînțeles, vine odată cu cererea clienților care își doresc din ce în ce mai mult să participe și să fie cât mai mulți participanți la oră. De exemplu, momentan, la ora de cycling de-a noastră încap 20 de clienți. Imaginați-vă că ar însemna o dublare, practic, la 45 de biciclete. De da. Mai luăm un telefon. Bună seara! Alo, bună seara! Vă auzim? Mă bucur că v-am prins în direct la telefon. Vă felicit pentru emisiunea frumoasă și foarte interesantă pe care o faceți dumneavoastră. Vă mulțumim. Și cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să-i adresez doamnei Gabriela Sauciuc câteva întrebări. Sigur că da. Bună ziua! Sunt o persoană cu mai multe kilograme în plus. Am o vârstă de 47 de ani. Mulțumesc. Dar ținând cont de faptul că sănătatea nu prea mi-a permis și nu prea îmi permite să fac prea multă mișcare, m-am hotărât ca să încerc să-mi dați niște sfaturi eventual. Dacă eu aș veni la club la dumneavoastră acolo pentru mișcarea care ar trebui să o fac ca să pot să slăbesc, există niște antrenori sau niște... Bineînțeles. Bineînțeles, există personal specializat care pe lângă, deci ca să vă spun pe scurt, o să vă rog să-mi lăsați un număr de telefon. La regie, eu o să vă sun la regie, eu o să vă sun imediat după emisiune. Programăm o întâlnire, vă așteptăm la noi la club și acolo o să stați de vorbă cu un antrenor de la noi care o să vă facă o fișă în care dumneavoastră o să ne spuneți de eventuale probleme medicale pe care dumneavoastră le aveți. Da. O să vă cântărim, o să vă luăm măsurătorile de rigoare, o să vedem care sunt exact obiectivele și o să vă stabilim și un program de exerciții pe lângă un program de nutriție, da? Pe lângă un regim alimentar, practic. Deci nu o dietă, un regim alimentar și noi o să vă spunem exact ce puteți mânca și care o să fie exercițiile pe care dumneavoastră o să le faceți și, bineînțeles, vă monitorizăm constant. Vreau să vă întreb dacă este, va fi cazul de niște analize speciale, să pot da trimiteri de la dumneavoastră să sigur fac, că de exemplu, da. Niște sigur că da. De toleranță ceva sau mă gândesc că o să vă îndrumăm noi spre un cabinet medical unde o să vi se facă absolut toate analizele medicale cu reduceri de rigoare care sunt valabile pentru clienții Club Moving. O să facem analizele acelea, programăm analizele din timp astfel încât să nu trebuiască să așteptați, să nu pierdeți timp. Da. După ce analizele o să le primim
direct la Club Moving, deci nu o să mai fie nevoie să mai mergeți dumneavoastră să le luați, da. Iar da. Apoi continuăm discuțiile cu antrenorii și ne apucăm de treabă, practic. Vă mulțumesc din suflet. Cu mare drag, să nu închideți ca să vă preia regia să noteze numărul. Să nu uitați să-mi lăsați numărul de telefon și vă sun eu. Sănătate și un cu mare drag. Mult mai frumoase și mai interesante. Mă bucur de mult că v-am prins. Să rămână, și eu. Și vă așteptăm cu drag la club. Să rămână. Da, 10 premii, 10 vouchere, o să facem extragerea pe la și 10, mai avem încă 5 minute pe care am vrea să le alocăm. Aceste întrebări, uitați, eu nu m-am gândit să vi le pun, dar țin, e clar, de un interes sporit pentru oamenii care, dincolo de mișcarea pe care o spunem noi la televizor, 30 minute de mișcare pe zi, iată că poate fi și o formă de terapie până la urmă, da. Foarte demnă, importantă de luat în seamă. Noi mergem pe principiul că noi nu avem probleme, avem doar soluții. Deci absolut orice problemă aveți, vă asigur că noi găsim rezolvare. De exemplu, avem un caz cu un copil care are în jur de 10 ani și care a suferit un atac cerebral. Și care are nevoie de recuperare. Dar din păcate se mai întâmplă. Problemele acestea... Se pare că trăim într-un secol, sau cel puțin foarte în zilele stresant, noastre, foarte stresant, în care se întâmplă lucruri care nu sunt de domeniul normalului și sunt inexplicabile. Și face recuperare cu unul dintre antrenorii noștri și vă să spun că rezultatele sunt remarcabile. Dacă la început el nici nu putea să se deplaseze fără să fie ținut de mână, acum merge singur, a început să vorbească, intră în piscină, înoată, deci vă asigur că absolut, indiferent de orice problemă ați avea, noi avem o rezolvare și o soluție, pentru că personalul este pregătit pentru absolut orice. Și sunt importante și aceste parteneriate cu, da, cu diverse cabinete sau specialiști. Reducerile sunt nenumărate în calitate de client Club Moving, de la restaurante care oferă reduceri pe baza cardului Moving până la saloane de înfrumusețare care oferă reduceri la fel pentru clienții Club Moving, până la cabinete tehnică dentară, stomatologice, până la doctori, bineînțeles, analize medicale. Noi avem un parteneriat și mai bine să nu spun numele, nu știu dacă este permis. Poate mai bine nu, dar cu instituții. Poate nu? Mai bine nu, dar cu instituții specializate care oferă la fel servicii de calitate ca și noi. Se oferă o listă foarte clară la recepția Club Moving. Deci vă asigur că pe lângă serviciile de calitate care vi se oferă acolo, în cadrul clubului Moving, mai aveți și alte avantaje în afara clubului Moving. Am înțeles. Mai luăm vreo 2 minute telefoane și apoi am să vă rog să îmi duceți voucherul, spun asta pentru colegii mei din regie. 10 premii de câte o zi, inclusiv la aceste vouchere oferite de domnișoara Gabriela Sauciuc, Club Moving din Iași. Aș dori să mai precizez că vă așteptăm, indiferent de, zona din care stați, sau vă așteptăm să vedeți exact acolo, la fața locului, cum arată. Oricând puteți intra, dacă sunteți prin zonă sau dacă aveți efectiv într-o zi timp la dispoziție, intrați, fetele de la recepție sunt acolo pentru a vă răspunde tuturor întrebărilor vizita, pe care le aveți. Ce și pot vizita clubul, vă putem arăta fiecare zonă în parte, vă prezentăm oferta de preț și, bineînțeles, împreună cu dumneavoastră găsim soluția astfel încât să fie accesibil pentru dumneavoastră în funcție de timpul liber și de veniturile fiecăruia în parte. Iar vizita aceasta nu costă absolut nimic și puteți vedea cu ochii dumneavoastră că ceea ce povestim noi aici este real. Adică e foarte adevărat ceea ce spunem noi aici. Nu mințim poporul cu televizorul. Da, nu mințim poporul cu televizorul. Da. Știu că nu, multă lume poate nu se consideră că e reclamă și atunci eu vă aștept cu mare drag. Sau dacă doriți, puteți suna oricând la 0232210765. Adresa de e-mail este iași@clubmoving.ro și site-ul, bineînțeles, www.clubmoving.ro. Am să rog pe colegii mei din regie să-mi aducă și telefoanele, le-am pus noi într-un bol acolo. Facem un scurt. Da. Ce mai face mama dumneavoastră când e vremea pe la Hârlău? Ninge ca în povești. Da, bate și vântul și viscolul și frigul. Da, păi ne-am tot dorit zăpadă și inclusiv de Crăciun ne-am dorit foarte mult zăpadă, dar nu a fost să fie.
Prin urmare, ei sunt bine, sunt bine sănătoși și se uită acum la noi. Deci uitați-vă, au sunat vreo 100 de persoane. Uite, ca să vadă lumea cât de mulți sunt, te dau așa. Nu pot să spun decât că mă bucur. Nu, asta înseamnă că există un interes sporit pentru ceea ce înseamnă activitatea dumneavoastră. Trebuie să extrageți 10 bilețele, să mi le dați mie, ca eu să le pun aici lângă vouchere pe care, stimați telespectatori, poți să le ia de la noi de la Prima TV. Sigur că da. De la noi de la Prima TV, de la Petre Andrei la etajul 10. Exact. Nu avem cum, dar le citesc eu. O să facem așa. Da, Viorica Tănase, dați-mi mie. Dar nu am încercat să acopăr numărul. Lui colegul Maxi la ședința de Consiliul Județean. Florea Costel. Florea Costel, deci două. Mai repet, Tănase Viorica, Florea Costel. Gabriela Livadariu. Da, Gabriela Livadariu. Vouchele sunt pentru o persoană, da. Ca să știe cei care ne urmăresc acum. Ungureanu Cristina. Da, Ungureanu Cristina. Ștefan Musteață. Ștefan Musteață. Deci până acum am extras 2, 3, 4, 5. Mai avem încă 5 premii, stimați respectatori. Sper să fiți printre aceia care câștigă. Doamna Vasilica Hostină. Doamna Vasilica Hoștină, cred. Pe Hoștină, da, Hoștină, da, nu știu exact. 6. Anca Petronela, cred că este Moșneagu. Anca Petronela Moșneagu, sigur. Cred că avem 3, 4, 5, 6, 7, mai putem 3. Doamna Pascal Elena. Doamna Pascal Elena. 8, da, mai tragem, da, încă 2. Asta ar fi a noua și încă 1. Domnul Ion, cred că este... Stați că îl deșifrez eu. Boiceanu, nu știu exact. Da, domnul Ion Boinceanu. Domnul Ion Boinceanu. Așa, și încă ultimul câștigător. Ne pare rău că ultimul e acesta, dar celelalte bilețele le dau să le vedeți câți oameni. Și domnul Eduard Mihai Bajoreanu, cred. Eduard Mihai Bajoreanu, da. Eu le mai citesc încă o dată, cu mulțumiri că ne-a sunat. Eduard Mihai Bajoreanu, Băinceanu Ion, Pascal Elena, Anca Petronela, Vasilica Hoștină, Gabriel Livadariu, Florea Costel, Ștefan Musteață, Ungureanu Cristina și Tănase Viorica. Sunt aici 10 vouchere pe care noi le punem la dispoziția dumneavoastră. Vă dau aceste bilețele pentru... Felicitări. Poate secretariatul sună să-i întrebe, sigur, dacă nu vor să viziteze clubul. Sigur, sigur. Înseamnă că există interes să ajungă, da, la dumneavoastră. Da, și asta mă bucură enorm. Felicitări câștigătorilor. Vă așteptăm cu drag la Club Moving. Dacă aveți întrebări înainte de a accesa serviciile noastre, vă rugăm sunați la numărul de telefon 0232210765. Repet, aveți acces la absolut toate serviciile cu prostoape incluse. Pentru piscină, casca de not este obligatorie, șlap și șorț sau costum de baie. Și bineînțeles, echipament separat pentru celelalte activități. Și poți fi și la masaj, trebuie să spuneți că aveți, nu inclus în abonament, dar este un serviciu foarte de cea mai bună calitate. Servicii suplimentare, masajul, antrenamentele personale și lecțiile de not, atât pentru copii cât și pentru adulți. Să trăiți, vă mulțumesc. Mi-a făcut mare plăcere, mă bucur că v-am revăzut. O să mai oferim premii și la celelalte emisiuni ale dumneavoastră, nu doar când vin eu sau vreun antrenor de la Club Moving. Vă mulțumim. E o colaborare pe care noi sperăm să o punem la dispoziția concetățenilor noștri. O punem în continuare. Mulțumim tare mult. Stimați telespectatori, a fost domnișoara Gabriela Sauciuc, manager Club Moving din Iași. Vă mulțumim pentru telefoane, vă mulțumim că sunteți pe recepție cu Prima TV Iași și cu programul Telemoldova din zona Moldovei. După publicitate revenim cu domnul Gabriel Surdu, invitatul nostru de la ora 5 și un pic, președintele PDL-ului de la Iași. Mi-e dor să mă merg la un ceas, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceas.